și lucrarea să mă transpire. Cu ajutorul Dumnezeu, voi continua să predic despre fiți plini de Duh și voi continua de aceasta cu niște exemple care să dovedească că Dumnezeu dintotdeauna a avut oameni deosebiți, rânduiți de El pentru lucrări speciale. Unul dintre oamenii aceștia pe care astăzi Dumnezeu vrea să mă ocup de el este Daniel. Daniel, un prinț de război din Imperiul Iuda, care ajunge să fie rob în Babilon. Pentru mine e foarte important să spun și voi să mă înțelegeți că poporul Israel și poporul Iuda au ajuns să se divizeze, să se rupă bucăți din pricina neascultării, din pricina părăsirii Dumnezeului adevărat și slujirii altor Dumnezei. De vremea lui David, Israelul exista, tot Israelul la oaltă. De vremea lui Solomon, exista Israelul în întregime. Dar, din pricina căderii în apostazie, la închinări, la Baal, la Astartei, la Urgea Mirco, Urgea Moriților. Din cauza aceasta, Dumnezeu, prin prorocul Ahia, a transmis vestea că Israelul se va diviza în două părți. Regatul de sud se va numi Iuda, regatul de nord Israelul. Regatul de nord era condus de Ieroboam, care a târât Israelul la cei doi vițieri pe care i-au așezat de Betel și la Dan, și regatul de sud condus de Roboam. De atunci, cele două seminții, poporul lui Dumnezeu, divizat în Iuda și Ierusalim, au continuat în decădere spirituală. Au continuat să meargă din rău în rău. Dumnezeu le trimitea proroci prin care să-i înștiințeze ca să se întoarcă din nou la singurul Dumnezeu adevărat, să-L slujească, să-L laude, să-L glorifice, să-L preamărească. Dar ei refuzau. Și când erau în strântorare, când erau în încercare, strigau la Dumnezeu. Și Dumnezeu le ridica câte un izbăvitor și din nou ei erau salvați pentru o bucată de vreme. Cu ajutorul Dumnezeu ajung la prorocia lui Ieremia, care a prorocit că Iuda și Ierusalim și Israelul vor ajunge rob. Iuda va fi rob în Babilon, iar Israelul va fi rob în Asiria. Și cele două entități din poporul Israel, divizate ca urmare a decăderilor spirituale, ajung rob în țări străine. În vremea în care Iuda este rob în Babilon, peste Babilon guverna Nebucadnețar. Nebucadnețar, Dumnezeu face remarca aceasta despre el, căci el este ciocanul pe care Dumnezeu îl lasă să zdrobească pe Iuda din pricina că Iuda o părăsit pe Dumnezeu. Din pricina că Iuda s-o alipit de Dumnezeii popoarelor și Iuda a practicat păcatul, imoralitatea, fără de legea, în tot felul de ipostanțe. Din pricina aceasta, Dumnezeu spune că pe Nebucadnețar îl fac ciocan care va sfârma tot Imperiul lui Iuda. Printre prinșii de război care erau în Babilon, erau mulți evrei. Printre ăștia îl găsim și pe Daniel, îl găsim și pe Ședrac, Meșac și Abednego. Și când vorbesc numele acestea, tu să te vezi acum cum ești în realitate. Ești un om liber sau ești rob în Babilon? Căci mulți suntem în viață noi acum și când ne uităm și ne raportăm la Dumnezeu, mulți dintre noi suntem încă rob. Încă rob în robia păcatului și a morții. Încă rob în fără de lege. Încă ne găsim plăcerile în chipuri turnate, chipuri pictate. Încă slujim Dumnezeii popoarelor. Și vreau să vă atrag atenția. Cuvântul pe care îl voi vesti astăzi, voi face totdeauna referință la oameni plini de Duhul Sfânt, care sunt călăuziți de Duhul Sfânt, care umblă cărmuiți de Duhul Sfânt și care
care fac ce? Roada Duhului Sfânt în acțiune în viața lor de fiecare zi. Un om care are Duhul Sfânt în el, nu-i pocăit doar duminica. Nu-i pocăit doar în anumite sărbători. Este pocăit în fiecare zi. Din ce cauză? Că Dumnezeu, în cine locuiește, face din el ce? Un templu sfânt al Duhului Sfânt în care el să se poată proslăvi. E foarte important că acest Nebucadnezar, pentru că mergea și cucerea teritorii rapid, poporul lui a ajuns să se extindă pe tot pământul, a ajuns să fie stăpân pe tot pământul în vremea aceea, el nu mai avea oameni destui să conducă să trecătoriile țării lui. Și atunci poruncește mai marilor slujitori ai lui, lui Ashpenaz, să aleagă câțiva tineri din Iuda, oameni înțelepți, oameni din categoria boier, oameni care erau înstăriți și să îi aducă la casa lui, la curtea templului lui și acolo, timp de 3 ani, să fie hrăniți, să fie îmbrăcați, să le poate de grijă, că atunci, după 3 ani, la examinarea lui Nebucadnezar, ei să fie puși în dregătorii, să conducă destinele Imperiului lui, care creștea în fiecare zi, se mărea. Vreau să vă asigur că ce predic voi punta cu versetele scrise. Eu acum fac o introducere a ceea ce predic astăzi. Și momentul în care el dă porunca, Nebucadnezar dă porunca lui Ashpenaz, Ashpenaz merge între prinșii de război ai lui Iuda și selectează pe Daniel, pe Cedrac, Meșac, Abednego, printre tinerii care erau acolo. Dar erau și alții, bineînțeles. Dar pe ăștia remarcă în mod deosebit Biblia. Și găsim că tinerii aceștia, în momentul în care sunt aduși la curtea împăratului și împăratul poruncește dregătorului Ashpenaz să le dea mâncarea care mâncă împăratul, vinul care bea împăratul și apoi să învețe limba haldeilor. Ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, vroia să le dea o altă cetățenie. Și acești evrei, tineri evrei, dovadă că ce erau școliți de părinții lor în Imperiul lui Iuda, dovadă că în ei Dumnezeu a pus legile lui în mintea lor. Le-a întipărit în mintea lor. A refuzat să se compromită. Și a spus lui Ashpenaz, Daniel, noi nu ne spurcăm. Fraților, fiți foarte atenți. Ei erau prinși de război. Ei erau robi în Babilon. Ei erau oameni care nu aveau unde ei părinți. Erau niște tineri la 17 ani care au fost duși prinși de război. Și fiți foarte atenți. Când acestor tineri li se cere să mănânce din lucruri jertfite idolilor și li se cere să bea vin, ei ce spun? Noi nu ne spurcăm! Noi nu mâncăm și nu bem! Noi dă-ne zarzavaturi și dă-ne apă. De ce? Pentru că noi, în legea noastră, părinții noștri ne-au învățat că noi nu avem voie să mâncăm din lucruri jertfite altor Dumnezei. Și vreau să vă spun foarte clar și să fac o precizare. Știți ce înseamnă Daniel? Daniel, numele lui tradus, Dumnezeul meu este judecător. Deci Dumnezeu este judecătorul meu. Asta înseamnă Daniel. Cu alte cuvinte, Daniel preocupă că Dumnezeu să rămână Dumnezeul lui și judecătorul lui. Iar el să nu îl compromită pe acest Dumnezeu. Și în momentul în care cei 4 sunt puși în fața provocării de a deveni cetățeni haldei, ne remarc încă o dată, ăștia 4 erau iudei. Erau duși din ținutul lui Iuda din pricina apostaziei în care au căzut părinții lor. Părinții lor au ajuns să practice imoralitatea, scumpilor, chiar și cu chipuri dictate. Chiar și cu zeități păgâne fixate pe socluri. Și vreau să vă duc cu imaginea când Dumnezeu spune că vicleana Iuda a ajuns să fie mai păcătoasă ca Israelul.
au făcut păcate mai mari ca Israelul. Și Dumnezeu vrea să-i strângă, vrea să-i adune când ei erau în acea decădere, dar ei refuză. Și din pricina aceasta Dumnezeu hotărăște destinul lor. Veți fi robi într-o țară străină din pricina propriilor voastre fapte. Din pricina propriilor voastre trăiri. Și vreau să spun, dragul meu care mă asculți, tu ești rob în păcatul care te stăpânește. Și păcatul care mă stăpânește a pus stăpânire pe mine, pe tine, din pricina că eu n-am luat seama la avertismentul lui Dumnezeu. Dumnezeu ce spune în prima poruncă, ascultă Israele, un singur Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, căci eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neascultarea în 3-4 generații și binecuvântesc ascultarea în mii de generații. Acești 3-4 tineri erau familiarizați cu legea Domnului și uitându-mă la ei, îi găsesc că părinții aceia au fost oameni cu cei mici. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, ni se dă o poruncă să punem noi părinții legile lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri, să le scrie pe tăblița inimii lor, ca ei când sunt culcați, sculați, în călătorie pe drum, să aibă legea Domnului lăuntru lor. Și uitați-vă noastră, acești tineri, fără părinți, într-o robie babiloniană, rămân uniți cu unii cu Dumnezeu adevărat. Mai mult, când trec ei, sunt planificați să le se dea cetățenia haldeană, ca să poată guverna la curtea împăratului Babilonului Nebucadnezar, ei trebuiau să-și schimbe cetățenia. Și în momentul în care li se cere acest lucru, dovada cea mai clară este că li se schimbă numele. Din Daniel, la Daniel îi se dă numele Belșațar. Belșațar înseamnă numele Dumnezeului care guverna Babilon. Fiți foarte atenți! Nebucadnezar dă numele Daniel ca numele Dumnezeului lui Nebucadnezar se numea Bel. Bel. Și acum uitați-vă, lui Daniel îi dă Belșațar. Ce înseamnă asta? Că este primul care este Dumnezeul lui Nebucadnezar. Îl face pe Daniel Dumnezeul lui. Dumnezeul lui. Fii foarte atenți. Și Daniel se dezice. Compromisul în care îl cheamă căpetenia oștirii Aștenaz să mănânce din mâncările împăratului, să bea din vinul împăratului, el refuză. Din ce cauză? Integritatea lui Daniel nu-i permite să facă compromis. Și vreau să vă spun, scumpilor, ei erau robi. Și vreau să cred că noi care suntem în adunare acum, suntem oameni liberi. Dacă ești liber, poți să slujești pe unii cu Dumnezeu adevărat, cu tot trupul, sufletul și Duhul. Dacă nu ești liber, ești om rob, atunci faci ceea ce ai învățat din tradiție, obiceiul în care ai născut. Mulți dintre noi spun că sunt liberi și dovadă că nu sunt liberi, ei continuă aceleași ritualuri pe care le-au făcut și mai marilor, și bătrânilor, și bunicilor. Pentru mine e foarte important să precizez. Domnul nostru este unicul Domn, unicul Mântuitor, unicul Dumnezeu adevărat între Dumnezeii popoarelor. Dumnezeii popoarelor sunt ce? Pictură, țelep, sunt piatră. Poporul Israel, pentru că s-au închinat la idoli de lemn, de piatră, la icoane închipuite, Dumnezeu, din pricina aceasta, i-a aruncat și a găduit să ajungă rob. Unde? În Babilon. Vreau să vă spun că ei n-au ajuns rob că au fost cuminți. Au ajuns rob că au slujit pietrei și lemnului. Și Dumnezeu dă o poruncă foarte clară în Ieremia. Pentru că ați slujit lemnului și pietrei și m-ați înlocuit pe mine singurul Dumnezeu care dau apă vie, Duhul Sfânt. Din cauza aceasta voi îngădui să ajungeți rob în Babilon, într-o țară păgână, voi îngădui să ajungeți să priveciți ca niște oi fără păstor. Pentru că m-ați respins pe mine și pune Ieremia o întrebare acolo. Care popor
și-a uitat Dumnezeul ca poporul meu, care a înlocuit pe mine Dumnezeu adevărat cu Dumnezeu care seamănă cu lemnul, cu piatra și așa mai departe. În Ieremia 10 spune cuvântul Domnului că oamenii își aleg un lemn din pădure, se curea meșterului, îl face un idolaș frumos, el țântuiește cu cuie să nu se clatine, să nu cadă. Acești Dumnezeu, spune Ieremia, nu merg, nu fac bine, n-aud, nu fac nimic bun. Și acești Dumnezeu seamănă el cu niște Dumnezei în mijlocul poporului de castraveți. Dar Biblia mea afirmă tot acolo că zice ca ei, ca idolăcii, sunt cei ce se închină la ori și cei ce îi fac. Și cei ce îi fac. Și vreau să spun că Iisus este prezent în dimineața aceasta, locul acesta, că vrea să-ți deschidă mintea, că vrea să te elibereze din robia, slabia, de putință din care te găsești. Cine de aceștia aflați în robie? Primul text care se pune în față. Și prin aceasta ei demonstrau că erau născuți din Dumnezeu și că Dumnezeu le guverna viața, măcar că erau departe în spațiu și ca locație de țara lor, erau străini, erau robi Babilon, ei practică același fel de închinare pe care îl practicau și când erau în Iuda. Și găsim pe Daniel care își face rugăciunile de fiecare dată, de 3 ori pe zi. Se pleacă pe genunchi înaintea Domnului, își înalță mâinile către el și o singură condiție era ca ferestrele să-i fie deschise către Ierusalim. Pentru că Ierusalimul nostru este cetatea Marului Împărat și Împăratul nostru o mers să pregătească Ierusalimul Ceresc ca să ne ducă pe noi toți care acum suntem noi străini și călători prin vechi și toțele străină. El vrea să ne asigure acum. Tu n-ai ajuns acasă. Aici ești străin, aici ești primean, aici ești din căutarea patriei cerești. El vrea să te ducă în veșnicie în Dumnezeu. Dar condiția este să fii un israelit născut din Dumnezeu, în care obiește toată plinătatea Dumnezeirii și care în trăirea ta de zi cu zi demonstrezi că e Dumnezeu în tine. Oamenii Dumnezeu, Domnul îți face o afirmație și o comparație, spune clar, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți o cetate pe munte. Și acum face, dacă sunteți lumină, nimeni nu aprinde lumina să o pune sub anză. Sub an, nu? Și o pune sfeșnic să lumineze. Așa trebuie să luminăm noi în lumea în care trăim. Pentru că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat. Vreau să vă spun, sarea, dacă își pierde gustul, nu este pună nici măcar să fie pusă pe pământ, ci aruncată în drum și călcată în picioare. Așa este un om care vine la Dumnezeu, îi place Dumnezeu, dar când vin peste el unele încercări, unele frământări, părăsește pe Domnul, se duce apoi în lumea din care a fost izbăvit și acesta ajunge ca sarea aruncată în drum și călcată în picioare. Vreau să te asigur că nici preotul, nici Dumnezeu nu te va naviga în raiul lui. Oameni chema. Dar Dumnezeu nu. De ce cauză? Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Este afirmația psalmistului în psalmul 16, versetul 3. Și Domnul vrea să spună că sfințenia o dobândești în urmare a înlocuirii tale de către Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt ocupă loc în viața ta, tu devii un sfânt al lui Dumnezeu. Domnul vrea să vezi și lauda. Într-o vreme de maximă binecuvântare pentru Nebucadnezar, când poporul lui creștea numele, creștea teritoriile și făceau lucrurile bine. În momentul în care Israel era rob în Asiria și Iuda era rob în Babilon, în momentul acelea, ochii lui Dumnezeu vechea. Ochii lui Dumnezeu vechea. Și Dumnezeu prin prorocul Ieremia prorocește că timp de 70 de ani vor fi rob într-o țară păgână, idolatră, murdară și rea, în Babilon. Vor sluji pe Dumnezeu Babilonului, care este Bel, Dumnezeul Bel. Și vreau să vă asigur că Daniel, căruia este dat numele de Belșazar, de la Dumnezeul Bel, trage numele Daniel, refuză compromisul. Duhul Sfânt din Daniel, care mai târziu va fi cu adevărat o monstră, că Dumnezeu este în el, va descoperi tainele, visele și le va tâlcui în tocmai lui Nebucadnezar. De aceea am făcut intro
introducerea aceasta, ca să pun în gardă că dintr-un om lider, lider zici tu și zic eu, ajungi un om rob. Domnul facă în dimineața aceasta să fii desrobit, să fie eliberat, să fii grațiat, pentru că Domnul vrea ca nici unul noi să nu fie rob, ci tot să fim slobos. Și El spune că adevărul vă face să slobos. Cine este adevărul? Iisus Hristos. Iisus în voi, de deci ca slavă. Coboară de Iisuse în viața fiecăruia. Și faci proprietatea ta, din care tu să locuiești, în toată prietatea Dumnezeirii. Acest tineri, duși în robire, împotriva voinței lor, ajung în situații dificile. Ajung la curtea împăratului. Sunt selectați ca să slujească. Și mă uit aici la capitolul 1 din Daniel, versetul 3, cuvântul spune așa. Împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia familor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc, de viță boierească. Adică oameni înstăriți. Criteriul ăsta, uitați-vă foarte bine la voi, nici unul din voi nu sunteți de neam boieresc, de spiță mare, de neam nobil. Dacă l-am practicat Dumnezeu și între noi acum, câți dintre noi am putea fi mântuiți? Domnul face din potriva afirmația că între voi nu sunt mulți de neam ales. Dar uitați-vă noastră, Babilonul, Nebucadnețar, poruncește să-i aducă câțiva tineri, așa, de neam împărătesc și de viță boierească. Dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi născut în Troieste, dacă Iisus Hristos n-ar fi venit la cei săraci, la cei lipsiți, la cei necășiți, pentru că El când întreabă ucenicii lui Ioan, tu ești Hristosul sau să așteptăm pe altul? Merge și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți. Spuneți-i că eu predic Evanghelia săracilor. Săracilor. Fac tăbătuiri, semne vindecă, cui? Bolnavilor, prinșilor pe război. Și Iisus Hristos spune lui, celor prinșilor lui, merge și spuneți ceea ce vedeți și auziți. Acum mai departe, niște tine, fără cusur, trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramă a științei, cu minte agilă și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-l învețe scrierea în limba haldeenilor. Vreau să vă atrag atenția, criteriul ăsta funcționează și astăzi, din păcate, în cele mai multe societăți, locuri de muncă. Sunt vizați oamenii înțelepți, oamenii chipeși, oamenii dotați cu înțelepciune, cu acele de minții, cu iscusiță, cu abilități și oamenii ăștia sunt angajați. De multe ori am spus și o spun și acum, pentru mulți oameni că sunt frumoși la chip, e un handicap. Ei cred că este o mare dar. Nu, e un handicap. Din ce cauză? Pentru că omul ăsta frumos într-o zi dispare cum? Ca floarea el. Acum este și imediat nu mai este. Dar ceea ce este în om, dacă e de la Dumnezeu, are taimile, trăiește și rămâne. Iar dacă omul acela chipeș frumos, nu-i Dumnezeu în el, la ce-i folosește că e frumos? Pentru că zare. Domnul să ne păzească. Acum criteriul acesta demonstrează că Daniel făcea parte dintr-un neam boieresc, măcar că era bogat material, măcar că era de neam împărătesc, Daniel rămâne credincios credinței părinților lui, pe care părinții lui au avut datoria, obligația să o pună lui în inimă. Și uitați-vă noastră că Daniel nu se dezice. Ei urmau în urma acestor alege să devină cetățeni haldeieni. Pentru că ca să slujești la împărația lui Nebucadnețar, împărația Babilonului, trebuia să fii neapărat cetățean babilonian, haldean. Și în momentul în care ei sunt aduși în fața lui Nebucadnețar, Nebucadnețar dă porunca ca fiecare să aibă mâncarea lui, vinul lui și peste 3 ani vor fi testați. Aici am vrut să vă duc cu gândul ca să vedeți că Dumnezeu în toate lucrurile acestea lucrează lucrări deosebite. Încă de la testul acesta,
Când cei trei sunt selectați, îi găsim pe cei trei, în prelungul Daniel, delimitându-se de restul. Ăștia patru fac un obiect aparte în toată cartea Daniel. Și vreau să mă uit cu noastră la cuvântul pe care găsim în versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care avea împăratul și a rugat pe căpetenia familiei judecător să nu-l silească să se spurce. Adică tu, rob, oprins de război, în curtea împăratului Babilonului, să-i spui căpeteniei lui Ashpenaz că tu nu te spurci, fraților. Și ce înseamnă asta? Declarați de război. Asta înseamnă să-ți fie de la capul, să fii nimicit. Dar uitați-vă cum arată, Dumnezeu vedea. Și Biblia spune versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere în fața căpeteniei trecătorilor, în fața lor șpenați. Că dacă n-avea trecere, Ashpenaz venea la bucărețar și ar fi spus prin șer de război. Daniel, Cedrac, Meșac, Abednego, nu mai râd ca ce dai tu. Mai mult, spune că ei să spun că. Asta pe ei a fi costat cap. Dar uitați-vă noastră, Dumnezeu vechea. Crezi tu că atunci când treci prin încercări, nu vechează Dumnezeu? Atunci când își merge, vine vechea Dumnezeu, Dumnezeu are ochii deschiși 24 din 24 asupra mea și asupra voastră. Vreau să spun că nu stic un fir de păr ca el să nu știe. Și în momentul în care el vechează, ce ar putea să facă ce vreau? Nimic. Dar și Satana vechează. 24 din 24. Și acum fiți atenți. Când Daniel primește răspunsul din partea căpeteniei că el nu poate face lucrul ăla că pe el costă capul, Daniel nu se oprește. Merge la servitor. La omul care este pe la masă. Și îi spune îngrijitorului. Auzi, domnule, noi nu ne spurcăm. Noi nu mâncăm. Nouă, în loc de mâncarea împăratului și vinul împăratului, adune zarzăpaturi și adune apă. Și mai mult decât atât, pune-ne la încercare 10 zile. Și dacă nu vă 10 zile, ne vei vedea că suntem mai urâți ca ceilalți la față, că suntem mai schimonosiți, mai slabi, atunci dă-ne mâncarea împăratului. Și găsim cu cale că îngrijitorul i-a sucat. Și lua din fața lor pentru împăratului și dădea locul lor zarzăpaturi și apă. După 10 zile, tinerii aceștia erau mai grași la față, mai frumoși, mai proaspeți, mai luminați. Vreau să fac o remarcă. Daniel, din ce cauză a refuzat vinul? Din cauza că vinul e împărtător. Din cauza că vinul reduce abilitățile mentale. Din cauza că vinul te face leneș în gândire. Și el era consecvent principiul lui Dumnezeu. Nu te uita la vin, când curge roșu în pahar și face mortalitate. Ca apoi muște ca un basilic. Nu te uita! Era consecvent că dacă bei vin, mintea nu mai devine agilă. Mintea este surmenată, obosită, nu mai poți fi capabil să gândești rapid și nu mai fac față să fie încadrat și ei la curtea împăratului. Doi, mâncările servite de Nebucadnezar erau închinate Dumnezeului Babilonului, lui Be. Vreau să vă atrag atenția și vouă. Când participați la un serviciu funebru, la o mormântare, unde preotul dă cu busuiocul, lucrurile acelea sunt închinate mortului. Și dacă tu mănânci din el, vreau să spun, devii ca mortul. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar, poporul Israel, în cartea numele, în versetul capitolul 25, versetul 2-3, s-au alipit de Dumnezeul Baal Peor. Au mâncat vite în cinstea morților. Vreau să atrag atenția. Comandările astea care se fac după mort. Oamenii spun, se fac ocazia că familia dă o masă de dragoste. Familia care mă asculți de masă de dragoste când trăiești. Nu la masă de dragoste când mor. Pentru că atunci este clar că o dai în cinstea celui ce-i mort. Și Dumnezeu, din cauza aceasta, în câmpia mortului, mor 24.000 de oameni din pricina că au mâncat din jertfele aduse animalelor în cinstea morților. Pentru mine e foarte important să precizez,
place, nu vă place. Eu vreau să spun că Dumnezeu pe care slujesc, Pavel spune clar, dacă ai cunoștință că carnea, mâncarea aceea a fost dusă idolului și peste a fost rostită o rugăciune pentru idol, nu mânca din ea, că-ți întinezi trupul tău și devii un om idolatru. Am creștinul acesta că mulți merg la veștanii, merg la mese și apoi să miră de ce în casa lor bat vânturile reci. Pentru că Dumnezeu este sfânt. El nu permite compromis. Și dacă tu mă asculți, vei lua seama și nu vei face lucrurile acestea. Acești tineri ajung să fie testați de către Nebucadnezar. Și găsim cu toții că în versetul 17, 1 cu 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenire și în toate visele. Uitați-vă foarte clar în capitolul 8, repet din nou. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Nu și era zrei. Daniel era cu inițiativele. Ceilalți zrei erau după el. Și aici, uitați-vă, Dumnezeu a dat acestor patru tine știință, începere, dar mai ales, însă, a făcut pe Daniel priceput. Atenție! Dumnezeu pune între ei un lider. Deci o să Dumnezeu să fie între voi slujitori care să conducă neschidele bisericii? Pentru că Dumnezeu vrea ca cei pe care îi conduce să se roage pentru viața împăratului, pentru viața dragătorului, că de bunăstarea țării atârnă bunăstarea poporului, nu? Dacă te roși pentru binele țării, ai bunăstare și tu, nu? Domnul să ne binecuvânteze. Și Cuvântul spune că acești patru tineri, când au fost duși în fața împăratului Nebucadnezar la vest, în versetul 20, spune așa, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici ca pe ceilalți haldei, cititori stele, ghicitori, mași, așa mai departe. De 10 ori mai destoinici. Faceți comparația. Pune-ne la încercare 10 zile. 10 zile dă-ne să mâncăm numai zarzavaturi și numai apă. Și apoi, uite-te la fețele noastre. Și dacă fețele noastre sunt mai râde, zbârcite, dă-ne atunci mâncarea aparatului. Dacă nu, și când ăștia sunt duși la test, de 10 ori erau mai înțelepți, mai destoinici, ca restul care lucra pe la masa împăratului și care bea din vinul împăratului. De ce sunt oamenii înțelepți? Pentru că rămân ancorați în Dumnezeu. Mă duc la un adevăr foarte mare și vreau să fac paralela aceasta ca să vedeți diferent aceasta. Acești trei, patru tine, aflați în robia Babilonului, nu se despar de ceea ce au învățat în casa părintească, la templu. Adică, nu uită să-i se închide Domnului de trei ori pe zi. Cu ferestrele către Ierusalim deschise, în genunchea dimineața, la miaz și seara. Ăsta era obiceiul lor, chiar în robie. Și acum mă uit la un luceafăr de dimineață, care a fost un înger heruvim ocrotitor, pe care Dumnezeu l-a avut ca slujitor în cer împreună cu el. Și mă duc cu cuvântul la Ezechiel, capitolul 28, pentru că nu vreau să vă las să stați nepăsător. Vreau să gândiți. Acest înger luminos, luceafăr, a ajuns să fie aruncat jos. Din ce pricina? El, în cer, în prezența lui Dumnezeu, a încercat să facă negoți. În cer să facă negoți. Vreau să vă spun că casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. În casa lui Dumnezeu nu facem târg, bișniță. Iisus, când își începe lucrarea, îi spunea și din templul de Ierusalim, cu zbiciul făcut din ștreanguri, pe toți care schimbau bani, care vindeau boți și vaci, care făceau negoți. Și sfârșitul vieții lui Iisus, din nou face curățirea templului. Și spune el, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Acum vreau să mă uit că tot la ce voi predica, predic cuvântul scris. Și găsim aici, în Ezechiel 28, versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Precizez, Dumnezeu vorbește
prin proroci, prin cuvântul Domnului, prin viziune, prin descoperire, prin magi, prin lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le descopere. Și de-aia spune așa, Fiul omului, spune-i voievodului Tirului, așa vorbește Domnul. Mă opresc, ca și acest cuvânt o însemna să le ating. Cine-i voievodul Tirului? Luceafărul de dimineață. Cine e Luceafărul de dimineață? Acel înger care era un slujitor, un de cer lângă Dumnezeu. Era Satan. Era Satan. Acum vreau să fac precizarea aceasta. Și-a fost el întâi înger de lumină. Și-a fost el întâi înger lucitor. El lucra în prezența lui Dumnezeu. Și uitați-vă aici. El n-a rămas ca și cei patru tineri care erau curtea împăratului să se roage de trei ori pe zi. El face negoț. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima. Ai grijă. Cei mai mulți dintre noi, de-aia nu vin la pentecostal, că sunt mândri. Sunt îngânfați. Cum să mă comori acolo? Oameni care n-au școală multă. Ba, avem școală foarte multă. În veșnicia lui Dumnezeu, nu intră oamenii care au școli la facultăți, ci care au școli pe genunți. Dumnezeu să le facă parte din veșnicia lui Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe steaua Dumnezeu, al Dumnezeu. Ce e asta? Satan. Satan. Când era acolo în cer și slușea pentru Dumnezeu, era slujitorul lui, înger de lumină. El a făcut afirmația aceasta. Pentru eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al Dumnezeu. Mai departe. În mijlocul marilor, și acum zice, ce Dumnezeu? Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că ești mai înțelept ca Daniel. Aici am văzut. Lucifer era mai înțelept ca Daniel. Era oare? Dacă a zis Dumnezeu, era. Dar în parte spirituală nu era. Spiritual nu era. Că Daniel nu se desparte de principiile Scripturii. El, în schimb, aici, în prezența Dumnezeu, fraților, o să dau aici citat imediat, vrea Lucifer să fie așezat tronului în nord. De ce în nord? Acubul solei indică nordul. Ca toate națiunile pământului să fie conduse de el. Asta vrea diavolul. Și acum, zice, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu este ascunsă de tine. Prin înțelepciunea și priceperea ta, ți-ai făcut avere. Ți-ai revelat aur și argint în biserică tale. Prin mare ta înțelepciune și prin negoțul tău, ți-ai revelat bogățiile. Și prin bogățiile tale, inima ți s-a îngânfat foarte mult. Ai grijă. Ai grijă. S-ar putea să zici că mâinile tale au făcut casă. Că mâinile tale au adus urma. Că mâinile tale au luat pământurile. Vreau să spun, fii treaz. Aici e străin și călător. Aici chiar dacă ai zapi scris, iscărit de fața rotarului, și zici că pământul ăla e al tău. Vreau să spun că e al tău. Pământul cu tot ce-i pe el, este al Domnului! Bine ziua! Când Domnul te va chema la judecată. Și mi-ai dat socoteală înaintea lui pentru tot bine și rău. Și vreau să spun că lucrurile care se pasă, că s-au spus, acoperite, vor fi scoase la interval. Mai departe. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Ca și cum ai fi fost Dumnezeu, ai fi Dumnezeu. Vei muri de moartea celor ne dează împrejur, de mâna străinilor, că ce eu am vorbit, zice Domnul. Fiți foarte atenți. Dacă îți dai ifose, că îți dai nevoie de Dumnezeu, că tu tine scurci. Vreau să spun, pentru Dumnezeu pe care nu mi-l predic acum, el ține lumea asta sprijinită pe mine. Cuvântul lui a făcut lumea asta din lucruri care nu existau. Din lucruri care nu existau. Dumnezeu a chemat lucrurile care nu existau și au luat ființă. El a zis să fie cer. Te întrebi de ce am făcut cer. Dar de că el a zis. Nici dacă sta filozofii tătcăși în brații, n-au cum descoperi lucrul ăsta. Vreau să afle cum să pământul. N-au cum. Consistă să fie. Și când el spune că au făcut totul din lucruri care nu sunt, din lucruri care nu erau, Domnul să fie binecuvântat. Vei muri
de moartea celor de azi îmbrășor. Vei muri de moartea celor ce nu vă cunosc pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne-a vorbit astfel. Îmi place foarte mult afirmația asta. Și din iată aceasta mă acces pe cuvântul acesta. De ce? Ca fiecare să conștientizeze cât este pe pământul acesta, cui slujești. Eu îți vorbesc cuvântul Domnului. Eu nu vorbesc cuvintele mele. Eu nu am treabă să-ți predic viața mea. Mă interesează să-ți aduc cuvântul Lui Dumnezeu infailibil. Și acolo, cu fața Lui, nu vei putea decât să dai somnia. Dacă te pocăiești, vei zice, va zice, vină bine cu tata lui. Dar nu te pocăiești, va zice, pleacă. Pleacă în focul cel de aștept, unde stă cei satana și îngerii lui. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului fiului și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsești la cea mai înaltă desăvârșire. El e plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Deci a spus că îi primești doastră frumusețea. Ale cui sunt privirile? Ale cui sunt? Ne-a din Isaia, capitolul 3, și spune acolo clar. Fricele Sionului sunt mândre. Vreau să te atrag atenția. De ce sunt mândre? Pentru că satana are grijă să le înfrumusețească. Dacă ajungi la cuvântul ăla, o să ajungi acolo. Și acum, precizez ca să vedeți noastră. Stăteai în Eden. Grădina lui Dumnezeu. Erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Ca cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu listonit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Fraților, să te facă Dumnezeu heruvim ocrotitor. Să te facă Dumnezeu îngerul lumii. Să te așeze Dumnezeu în Eden. În grădina lui Dumnezeu. Să scânteze jurul tău pietre de valoare. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusese pe muntele cel sfânt al Dumnezeu și umblai pe mijlocul pietrelor scântitoare. Ai fost fără prihană în căile tale. Fără păcat. Din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit de legile tine. Pe zonă. Uitați acum aici. Prin mărimea negoțului tău. Deci ce te face când e să fii la doar din dimineața? Bac, porc, turma, animale. Cred că vorbesc adevăr. Place? Nu place. Eu trebuie să predic. Ce m-ar putea pe mine despărțe Dumnezeu? În primul rând, o inimă rea și necredincioasă. Al doilea rând, prosperitate. Binecuvântările. Te-am bogat. Când Domnul Iisus îl întâlnește și zice că Domnul iubea foarte mare de tânărul ăsta. Și tânărul când vine față Domnul Iisus, ce trebuie să fac ca să moșesc împărăția celui mare? Și Domnul spune cele șase porunci că trebuie să facă omul față de Dumnezeu. Pălea păză de tinerețea mea. Îți mai zici un lucru. Vine tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară. Și tânărul zice că a plecat și nu mai rog pe Domnul. Deci ce chemă vrea și să-l urmezi? Bunăstare. Dacă ai bogăție, ai grijă. Căci că unde e comoara, acolo e inima. Dacă ai comoara pe primul loc, cerul nu mai mântuiești, nu mai ajungi în el. Și zice, prin mărimea negoțului tău, te-ai umplut de sărăcie. Fii atent, când îți crezi bogățiile, crește și minciuna. Crește și hoție, crește și lăcomie, crește și furie, crește toate păcatele care se leagă de aceasta. În momentul în care începi să fii avut, experimentezi curvia, preacurvia, adulte, murtătire. Din ce cauză? Păcat! Păcatul! Pofta banilor este o chinare la idol. Deci că mulți care au iubit-o au rătăcit de la adevăr. Domnul spune cel ce face voia Tatălui va fi chemat fiul cel întrânat. Cel ce călcă în picioare Sfântului Cătușelul nou. Mai putem spune Domnului va fi chemat fiul păzească din Dumnezeu. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sărăcie și ai păcătuit. Vreau să vă atrag atenția. Dacă comercializezi, vinzi într-un magazin. Dacă faci, ai o business, ai o fabrică, dacă ai o afacere și crește afacerea ta peste noapte, la mijloc e minciuna. La mijloc e înșelăciunea. La mijloc e păcate. Să nu crezi cumva că ăla care vrea de tot. Nu te vede pe tine când tu înșeri, când tu compromiți. Crezi, Biblia face o afirmație uluitoare. Decât să intru în bogat în împărăția Dumnezeu, mai degrabă trece Camila prin urechi.
într-o împrejurare. O femeie bolnavă, scleroză în plăci. M-a chemat să mă rog pentru ea că era bolnavă. Și medicii nu au mai dat nicio posibilitate. Și eu mers la ea foarte hotărât. Și am spus răspicat. Dacă ai putere să mărturisești tot, dovadă că sunt trimisul lui, vei fi vindecat. Dacă nu mărturisești tot, vei rămâne bolnavă și vei muri și vei imagina. S-a uitat la mine ea, s-a uitat păstorii care au de față acolo și ea a zis, da, vreau să mărturisesc. Și au ieșit tot afară. Și a început să spună de toate, m-aș întrebea, nu spunea. Vreau să vă atrag atenția. Dacă ești vânzător într-un magazin de mezelu și la Gomești și la grămașul ăla, ei nu au un picus să-ți rămână și ție. Pentru o singură zi se adună mâncare pentru acasă, da? Dar tu conservă gata cu conservă. Ok, repede. Când am întrebat și am spus, soră, sub talerul cu care tu mă sor, când lucrai, n-ai pus nimic, am pus o monedă. Moneda te bagă în ea. Ai făcut pentru părțarea ta. Dar pentru că ai mărturisit, o zi Domnul că vei muri în chinul groaznice. Și vei fi mântuită ca prin foc. Și nu s-a vindecat niciodată și a murit ca prin foc. Din ce cauză? Ia! Pe taler sub carne, sub mezel, punea o monedă mică ca să iasă și ei un beneficiu peste zi. Și a practicat așa câțiva ani. Vigează ochii. Vreau să spun care m-a scurs! Când tu pui la cale o escrocherie, o înșelăciune, vede el. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. Te-ai umplut de silnicie. Atenție! Un păcat cheamă alt păcat. Mulți nu cred, dar Dumnezeu n-are lipsi să te predică astăzi. Și o să asta predici astăzi. De aceea te-am aruncat de muntele lui Dumnezeu și te ghilicesc, heruvim ocolitor, din mijlocul Petrelor Sfinteitor. De ce cauză? Te-ai umplut de silnicie. Plata secerătorilor viei strigă la mine! Iacob, capitolul 5. Fii foarte atent! Dacă ai băgat pe ceva să muncească cu ziua și ne-ai plătit, l-au strigat la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că plata secerătorului viei o cântă pe celălțiune, ați cerut la Dumnezeu! Dumnezeu ce face? Fii foarte atent! Fiți atenți! Nu cumva să te folosești pe cuvântul presatul ăsta sau din alte părți, că e mai sărac, mai neputincios, și să-mi dai plata. Ai grijă! Că Dumnezeu îi vechează. Alin. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu drăgirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveni și temparaților. Ți s-a îngânfat inima din nou. Când ești înstărit, când toate smăr bine, ce Dumnezeu? Dumnezeul meu îi va bine. Îi plătece. Îi va face. Vreau să te asigur. Cel ce-o zis că e Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Vine! Vine! Orice ochi îl va vedea. Chiar și acel ce l-o străpunț. Fiecare din nou. Va trebui să stăm în fața fărului tron al Dumnezeu. Să dăm socoteală. Pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăiam în trup. Te întreb. Domnul vine. Și Duhul și mireasa zic. Vino! Și poporul să zică. Vino, Doamne Iisuse! Vreau să vă spun. Domnul spune, spune poporului că eu vin. Și dacă nu te luăm în clipa aceasta, cât ți-a spus? Dacă nu ești în ancora lui, în arca lui, mai în puterea lui, mai poți astăzi. El privește de toți care vin la el. El nu îi scolește pe nici unul afară cu mâinile goale. Pentru că el în durarea lui zis, Tată, mă duc să fac voia ta? În surucație este scrisă pe mine. Care-i voia lui? Să mântuiască tot pământul. Amin. Pe toți pământeni. Domnul vrea să spună astăzi, păcatele tale care sunt multe, eu nu sunt seama de ele. Astăzi, dacă auzi glasul, nu se petre inima, predă-ți viața în mâna mea! Eu sunt gata să fac din inima ta o iesle în care să mă las și să locuiesc în toată plinarea lui Sfânt. Domnul vrea mântuirea ta. Amin. Prin mulțimea neleșirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. Fii s-a atenți.
aceea, scoate din locul tău un foc care te mistuie și te mătracă cenușă de pământ înainte tuturor celor ce le privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți de pricina ta, ești nimicit și nu mai fi niciodată. Era soarta la urmă a Herodimului. Era soarta lui Lucifer, Îngerul Luminii. Dacă Dumnezeu o simți să-i vizi asta, că v-ați auzit? Cuvântul Domnului, cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Am citit ce vorbește Domnul. Mă duc dumneavoastră în Isaia capitolul 14, pentru că intră atac Dumnezeu ca să nu le citesc. Versetul 12. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost domnul la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Fiți atenți. Tu ziceai în inima ta. Mă voi sui în cer! Îmi voi indica scaunul de domnie mai crescut în Sfântul Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. La capătul miază noapte. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Asta nu deamă voi, păgând la. Dar ai fost aruncat în locuința morților. Și la adâncimile pământului. Nu te încrozești? Domnul spune, fie la mila de unii, smulșează-i chiar din foc, dacă se poate. Ialții, urâți și cămașa, nu trebuie sânge. Și dacă ai curvit, și dacă ai prefurbit, și dacă ai fructat vor, și dacă ai omorât, și dacă ai făcut ce ai făcut, astăzi încă mai este îndurat. Dumnezeu și-a vărsat sângele, în sângele Lui, este conceptul central al mântuirii. Aleluia. Sângele Lui Iisus. N-ai intrare slobă de la Tatăl. Iisus vrea să te smulgă din foc. Focul va arde cu trosne pe toți care nu fac voia lui Dumnezeu. Care nu spun alte vor Dumnezeu. Și Dumnezeu să le binecuvânteze cu înțelepciune ca să-L alegem pe El. Pentru că ce ar folosi un om să câștigă mai treacă dacă își pierde sufletul de fiul cel mai nenorocit. Pentru că mâncă și Dumnezeu la Daniel din nou. Prințul de război, Daniel, în afirmația citită în Ezechiel 28, am citit că voievodul Tirului, care era de acolo, nu? Era mai înțelept ca Daniel. Și acum revin la Daniel. Daniel, om prea iubit și scump, îi face Dumnezeu de declarație. Din ce cauză? Pentru că Daniel a rămas la ceea ce părinții lui i-au întipărit în mintea lui. Părinții lor, vă dați seama de responsabilitatea care avem înainte de Dumnezeu? Și eu și voi suntem responsabili de copiii pe care îi creștem, de oamenii care sunt în preajma noastră, de învățăturile care le dăm. Pentru că vreau să spun că din cuvintele mele și din cuvintele tale, de Evinus, ori în veșnicie, ori în iaz. Ai grijă. Și acest tânăr, prins de război Daniel, împreună cu Șadrac, Meșac și Abednego, erau de 10 ori mai înțelepți ca toți ceilalți tineri, de seamă cu ei. Și la doilea an al robiei lor, când Nebucadnezar are niște vise, vreau să prezentez nou, și apoi mă doar găsete. Nebucadnezar, nașterul lui, are niște vise. Și visează Nebucadnezar un copac imens. Un copac care avea vârful cer. Și visează toată binecuvântarea care este acolo. Păsările cele făceau cuibul în el, frunzele mari, roadele mari și tot. Și acolo, el, când se deșteaptă, cheamă pe haldei, pe vrăjitor, pe ghicitor. Cheamă și pe cei patru. Daniel, Meșac, Cedrac și Abednego. Îi cheamă ca să-i spună visul, că spunea el, mi-a pierdut visul din cap. Și vreau să cunosc visul și tălăcirea. Și haldeienii care au venit în prezența lui Nebucadnezar i-au spus, spune-ne visul și noi îți vom da tălmuirea. Și el, repet, dacă nu-mi spuneți visul și tălmuirea visului, toți veți fi omorâți și casele voastre transformate în hasnare, în murdării. Și ei, din nou, repet, spune-ne visul. Și el dă poruncă să fie omorți acești haldei, cititori, stele, picitori, trășitori. Toți erau măjăriți. Când căutau chiar Daniel, pe Șadrac, Meșac și Abednego, își întind poruncă oameni că erau pe genunți, în camera de sus,
Indiferențele erau deschise spre Ierusalim. Se rugau. Vine Daniel cu cei trei la căpetenia pregătorilor la Așpenaz și îl întreabă. De ce o dat împăratul porunca aceasta? Și Așpenaz îi spune. Și Daniel dă și la împărat. Și îl roagă pe împărat să-i dea timp. Și lui și prietenilor lui. Ca să se poată ruga Dumnezeul cerului. Aleluia! Și Dumnezeul cerului îi va descoperi și visul și tălăcirea. Și Nebucadnezar permite. Și ne găsim primul lucru. Cine mi-a dat brat? Daniel. Doi. Vine de la împărat. Face necunoscut celor trei. Că trebuie să intre în mijlocire. Ce vă stați aici? Dacă unul din voi este bolnav, ceilalți, toată biserica, ne strângem la rugăciune și ne rugăm toți. Echipa rezolvă problema. În camera de sus, aproape 120 se roagă prin Duhul Sfânt. În timp ce Petru e indemnizat, fapte 12, găsim că biserica din casa lui Marco se ruga. Și Dumnezeu ce face? Eliberează Petru. Aici, Daniel, cei trei, intră în rugăciuni mijlocire către Dumnezeu. Și ne uităm la versetul. Și Daniel, 2:16, s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuire. 2:17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i și pe ei. 2:18. Să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Ați urmărit Daniel și tovarășii lui separați odată cu ceilalți. Deci întotdeauna ăștia trei sunt separați. Daniel e singur, ăștia trei deoparte, față ceilalți separați. Și voi sunteți un popor mai deosebit. Voi nu păstrați dogme, tradiții, obiceiuri, cum fac cei mulți. În Estera găsim pe Haman că merge la împăratul Ahasuerus și spune, în ținutul de tale împărate, este un popor mai deosebit, cu legi mai deosebite, care nu se conformează poruncilor tale. Așa nu merg spre asta. Așa fac mai impliciți. Ți dau pomină, zis împăratul Ahasuerus. Dar a trebuit postul Estera și postul celor care le-au în toate ținuturile israelți, care s-au unit trei zile în post să nu mănânce și din doară. Și noaptea aceea, nu mai trebuit nici nevastă la împărat, la Ahasuerus, i-a trebuit cărțile de acelea minte. Și au zis, aducem cărțile de acelea minte. Și găsește acolo ce a descoperit Mardoheu. Cum i s-a răspătit Mardoheu? Ce a făcut? Cu nimic. Bogii ei curte. Haman. Haman a venit să ceară să-l spânzure pe Mardoheu. Făcuse spânzurătoarea în curtea lui. Și când intră Haman, Ahasuerus și îl întreabă, ce ar trebui făcut unui om pe care vrea împăratul să-l răsplătească? Să gândea Haman, pe cine are? Pe s-a doilea om pe el. Pe ce ar trebui să îmbrace cu haina împăratului, toiagul împăratului, idei împăratul, lanțul împăratului și calul împăratului. Și să rămână pe tătă cetate și față să strânge. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Bine! Dar ce-ai spus? Fă-l mă și a făcut lucrarea asta, tot știu asta. Poporul evreu era condamnat ca în luna 12, ziua 13, luna Adam, ziua 13, să piară toți ordinul dat de Haman, iscării de Ahasuerus. Postul în unitate, rugăciunea, a schimbat plinsul evreilor în victorie, în bucurie, sărbătoarea Purim, funcționează. Atunci, în loc să fie măcăriți, acel popor deosebit, cești deosebite, care se țin într-un și care nu-i trăiesc prea asta. Îi trăiesc. Dar ceilalți au fost nimiciți. De ce cauză? Trăiește-i veșnic cu Dumnezeu. Singurul Dumnezeu pe care Daniel îl slujește. Și găsim aici că ei se roagă să ceară îndurare Domnului Dumnezeu celui pe această taină, ca să nu pleacă Daniel. După aceea, i s-a descoperit Daniel
taina într-o vedenie. Nu celorlalți, nu Daniel. Nu uitați. În timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu cerurilor. Când Dumnezeu face ca pământul să rodească grân. Vaca să fie normal. Porcii să-ți crească normal. Pe cine binecuvântezi? Mai bine, tată. Eu mai știu ce am tras pe brăzlele. Fratele meu, poți spune tu pământ, sămânța în pământ. Dacă nu unde el și nu face să crească. Binecuvântă-l pe el. Încep să binecuvânteze încă de acum. Măcar că să le un an greu și rău. Dumnezeu m-a transformat un an de binecuvântat. De ce? Că poporul care îl binecuvântează pe el se binecuvântat. De ce? Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu celuilor. 20:20. Daniel a luat cuvântul și a zis binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Ale lui sunt înțelepciunea și puterea. Când ai făcut ultima rugăciune pe rost? Vreau să spun, când o faci, fă-o în formă aceasta. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu! Nu ești Dumnezeu, fraților! Dumnezeul nostru trăiește! Este vin! O peclasie! Îți simt că cercetează inima ta! Îți simt că vrea să fac inima ta! Un tan cu sfânt! Ai tu despre! Glorile lui veci! Mai mărit la tine! Ale lui sunt înțelepciunea și puterea. Glorificat să-i fie numele. Dacă ești înțelept, nu-i darul tău. Este El. Dacă ești priceput, nu-i darul tău. Este El. Glorifici-L pe Domnul. Slăvește-L, mări să fie numele lui. 23. Pe tine, Dumnezeu părinților mei, te slăvești, te laud. Căci mi-ai dat înțelepciune și putere. Și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. Căci ne-ai descoperit taina împăratului. Prima dată, Daniel mulțumește singular. Dar vreți acum la mulțumirea aceasta? Că nu ne-a cinit-o. Dumnezeu, Daniel, nu-și atribuie lui meritul. Uitați-vă aici. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te stăvesc și te laud căci mi-ai dat înțelepciune și putere. Și mi-ai făcut cunoscut de ce s-am cerut? Noi. Noi. Nu eu! Când slăbăreau la poarta frumoasă, în timp ce Petru și Ioan urca la templu, Fapte, capitolul 3, și slăbăreau că este vindecat, și intră în templu să vin și lăudând pe Dumnezeu, și tot poporul se uita la Petru și la Ioan, și Petru și Ioan să ridică capul și zice, nu noi! S-o știe tot poporul, că numele lui Dumnezeu, acela, numele lui Iisus Hristos, l-a făcut pe slăbăreau să se ridice, să laude pe Dumnezeu. Nu noi! Să nu ți-a trebuit cu atât merit. Meritul meu știți care este? Că Dumnezeu m-a făcut. Să fiu copil de Dumnezeu și că El a găsit o cale să facă din mine o masă cinstită de folositor. Eu nu. El. Iar El să rămân în ce mă da Dumnezeu mie. Domnul trebuie să vin. Și pe ce facem mulțumirile astea lauda Dumnezeu? Merge la loc, la căpetenia dregătorilor, la Șpenaz și zice Arioc, a dus de greu pe Daniel înainte împăratul și a vorbit așa. Am găsit printre prinși și războia lui Iuda un om. În primul rând, pocăiți sunt oameni. Știi când e omul om? Când umblă două picioare. Nerezemat. Când nu trebuie să-l poarte alții. Când îl poarte alții și se scoară și îi băi șansă, nu mai este om. Le este animat. Luați mie părăsc. Dacă i-ar fi băut din. I-ar fi băut din șansă, nu? Oamenii, când se dă numele de om, să știi, numele de om, de când a venit numele de om? De acolo, de la creație. Se va chema om. Dumnezeu pe om l-a făcut la capacitate ca pe el. Și când omul e om, umblă pe două picioare. Minte în cap, ochii la el, mâine lucrează pentru el, picioarele alergă pe care lui, ăla e om. Care merge din casă în casă. Și îl întrețează nevasta altuia, bărbatul altuia, alcoolul, băutura, la nu este om. Am vrut să fac precizarea asta, pentru că aici este cuvântul acesta. Un om care va da împăratului tâlcuirea. Și împăratul să vezi, a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numește pe așa ești tu în stare să-ți spui visul pe care l-a visat și tâlcuirea lui? Ca om, trebuie să zic, da! Din nou vezi sperenie, Daniel. Din nou vezi umilință, Daniel. Uitați-vă! Daniel a răspuns înainte, împăratul a zis, ce cere împăratul este o taină pe
care înțelepți sunt și toți stelii, haldei, vrăjitori, cușori. Nu sunt așa descoperi. Dar atenție! Dar este în cer! În cerul lui Dumnezeu care descoperă tainele! Cea care îi slujitor sunt eu! Aleluia! Doctorul spune în curat. Aleluia. Nu se mai poate nimic. Uite-te în cer. Aleluia. Este în cer. Fii atent că te uiți în cer, nu să fie alunat. Căci că El își cunoaște oile. Oile cunosc glasul să pe glas străin. Dacă îl cunoște, cunoaște. Chiar dacă suspin după. Suspin după ajunge că o cunoaște mai înaintea lui. Era o persoană diagnosticată cu boală incurabilă. Nu mai puteau să nimic numele. Orice tratament de iepare. Și în momentul în care se uita spre cer. Și doctorul a spus, nu se mai poate nimic. Soția lui m-a sunat și a zis, vino până în spital, fă o rugăciune, că știi că tu ai un Dumnezeu care lucrează în orice vreme. Și că Dumnezeu te va asculta. Și am zis, dar voi ce Dumnezeu aveți? Și nu avem Dumnezeu ca tău. Dar noi cu boala am ajuns să mai credem. Și am zis, bine, o să merg să fac o rugăciune acolo. Și primul lucru, am înălțat rugăciunea celui ce există. Și am spus, Iisuse, ochii tăi sunt aici acum. Tu ești cu ei, ești cu mine. Dacă ai un cuvânt, spune-l tu. Și am zis, Dumnezeu, spune că 3 zile va pleca acasă pe deplin sănătos. Că eu am găsit ființa lui pregătită să mă atinge. Și mă ating de acum. Unde? Nu știu. Dar știu un lucru. Că la 3 zile a fost în casa mea acel om și a spus din ceasul care a fost. N-a mai fost pe corpul meu nimic. Boala, incurată. Că s-a atins. Osana. N-ai altceva cum era cuvânt. 30. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, arde inima smerenie, Daniel. Nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce îți dorește inima să știi ce umilor, ce smerit om. Astăzi, dacă un medic reușește o operație, îl pun în ziar după să canale de televiziune. Dacă unul, la o rugăciune, îi face lucrare, știi să cărți spate asta. Vreau să spun toată glorie. Toată slavă, toată lauda, o merită numai El! Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu! Glorificat să-i fie numele! Aleluia! 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 Uite aici, la vis. Tu te uitai la El și s-a deslipit o piatră. Fără ajutorul frânii mâini, ai zis picioarele de fier și de lut al chipului și le-a făcut bucăți. Aleluia. Aici a fost să mă opresc la piatră. Chipul lui Nebucadnețar, înălțat, ridicat, era împărăția pe care el o guverna. Și el credea în prostia lui că va fi un Dumnezeu veșnic, un împărat veșnic. Și în momentul în care spune cuvântul, tu te uitai la el, Nebucadnețar se uita la chipul lui. Pe care l-a făcut, pe care l-a văzut în misiune. Momentul acela, o piatră s-a deslipit din munte și a izbit picioarele. Și a nimicit. Picioarele, fierul și rutul, au margintul, toate cele 4 interne. Și piatra aceea, care s-a deslipit din munte, fraților vreunei mâini, s-a făcut un munte mare. Piatra aceea este Iisus. Aleluia! Nebucadnețar în prostia lui credea că împărăția lui e
timpul de alarmă. A cinci, a treia, patru părții la balta, fel și lut. Toate patru au dispărut. Dar cu aceste patru împărății va veni a cincea care va rămâne o împărăție veșnică. Și împărăția aceasta este biserica în Hrvan, Hodici, Polon, noi toți ne petrec pământul. Împărăția aceasta a început pe ilda Domnului de muștar de la Iisus și cei 12 apostoli. Și s-a extins în tot pământul. Credința pe care noi o avem este credința Domnului Iisus Hristos în sângele Lui. Noi nu credem alte credință decât concept central în sângele Lui. Pentru că în sângele Lui am avut o iertare, împăcare, vindecare, salvare, mântuirea. Prețul oferit a fost Iisus. Și acum mergem la cuvânt, pentru că vreau să fie foarte clar cu venit. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie bară. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Astăzi, cei ce zidesc pe temelia nisip, pe tradiții, pe obiceiuri și pe dogme. Și uitați-vă departe. Dar piatra care sfârmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Tot pământul este plin de slava lui Dumnezeu! Aleluia! Îl laudă negri, îl laudă indienii, îl laudă chinezii. Aleluia. Și închipuiți-vă că în China se moare cu mile zilnic pentru că îl mărturisesc pe Iisus ca Domn! Aleluia! Și oamenii mor și alții apar în locul lor. Biserica, porții locuinței morților n-au putut birui eu. De ce? Că Iisus a biruit pe Satan boldul morții, puterea întunericului, prin moarte pe moarte călcând. Unde ți-este boldul morții? Unde ți-este? A fost învins. De Iisus. Glorificat să-i fie. Tu împărate, titanezi, ești împăratul împăraților, că și Dumnezeu celor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. După tine, 39, se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va să prind peste pământul, va fi a patra împărăție tare ca fierul, fier și lut, pentru că eu am mestecat să trecă slărie. 43. Dacă ai văzut fierul mestecat cu lutul, înseamnă că se vor mestecat prin încărică de oameni și slărie. Și 44 și 45, aici e secretul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție. Când? În vremea acestor împărați. În vremea aceasta când apostazia e la culme. Când oamenii beau, curvesc, fac omoruri și se pesc religioși. Acum Dumnezeu ridică o împărăție. Vorbească un noroc, o preoție sfântă, un popor sfânt între lor. Va fi să pare cumva absurd. Să spui că e creștin și că îl bași în rai și el tot viața o băut și o mânca și cu lui. Fraților, fii foarte treci. Din faptele tale, vei merge. Nu ne scați. Pentru că pe omul spune clar, cine seamănă în firea pământească, se acelă moarte. Cine seamănă în Duhul, se acelă viață. Fii atent. Și în Duhul înseamnă fapte frece de pocăință. Dar în vremea acestor împărății, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfârâna și va nimici toate cele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Împărăția lui Dumnezeu dăinește veșnic. Că-ți place, că nu-ți place. Era la o discuție pe trenul spre București, pe Rapid, și am văzut mergând oamenii într-un compartiment unde era un preot care pentru anumite sume de bani făcea niște slujbe acolo. Și am venit o discuție cu acel om și a spus clar cheia e la tine, nici tu nu intri în cer, nici ăștia. Domnul a plătit prețul. Pentru orice lucrare pe care o face, trebuie să o face de numele Domnului. Doi, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut copiii Domnului părăsiți și cerșindu-și. Bine, cum cerșești? Că facem, construim o biserică? Nu! Tu trebuiește să-L vestești pe Iisus!
că Domnul este mat binecuvântatul și Maria și capitolul 2. Voi de voi, preoților! Domnul este mat binecuvântatul! Din ce cauză? Pentru că voi, tot ce faceți, faceți pe bani. Păzească Dumnezeu. Acum mergem la cuvântul cheie, 45. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut desprinsă de munte fără ajutorul preunei mâini și care a sfârmat fierul, aram, lut, argint și aur. Dumnezeu cel mare a făcut deci cunoscut împăratului și a lăsat să se întâmple după aceea. Și fiți atenți! Dovadă că Nebucadnezar știa și visul și tâlcuirea, afirmația lui, visul este adevărat și tălmăcirea lui este temenică. De fapt, el știa, dar ce-a vrut să vadă? Să vadă dacă există cu adevărat Dumnezeu în ceruri și dacă Dumnezeu ăsta îl are careva dintre ei. Pentru că haldeii, ghicitorii, vrăjitorii n-au putut să tălmăcească visul. Dar el afirmă, visul este adevărat și tălcuirea lui este temenică. Și acum atenție! Atunci împăratul Nebucadnezar a căzut cu fața la pământ în fața lui Daniel și i s-a închinat. Nu în fața lui Daniel, că știi. Nu în fața lui Daniel. În fața celui ce este veșnic viu. Aleluia. Și zice, și-a poruncit să iată cășelul de mâncare. Și-a fi atenți ce spune apoi. Împăratul a vorbit la Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeu Dumnezeilor. Aleluia. Și Domnul împăraților. Și el descoperă taină, fiindcă ai putut descoperi taină aceasta. Recunoaște că există un singur Dumnezeu. Ce folos că recunoște este Dumnezeu? Dacă te colocă arată și spune, este Dumnezeu. Dar ce pe Dumnezeu trebuie să-L slujești. Trebuie să-I aparții. Căci că nu cel ce-i aparține Lui. Când strigă este auzit, este ascultat, este izbăvit. Și acum, atenție, mai văd o dovadă de umilință și dovadă de pocăință în Daniel, că noi să frumutăm la Daniel lucrul acesta, după ce îl înalță și îi dă funcții, îi dă binecuvântări, el nu uită un lucru, face o rugăminte împăratului și zice, și pe ce-i dă? Uitați aici, 49. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă treburilor ținutului Babilonului în meu și drag, în Jac și Abednego. Daniel însă a rămas în curtea împăratului. Deci Daniel îi păsaște ceilalți. Și nouă Biblia îi spune că să căutăm folosul celorlalți. Noi trebuie să căutăm folosul celorlalți. Și pentru că eu vă iubesc și vă slujesc toată ființa mea. Îți gata să mă sfărăm aici pentru voi. Mă observați. Vreau ca niciunul nici să vă ascultați. Cuvântul pe care credeți că este cuvântul Dumnezeu. Să nu rămâni este din afară. La rugăciunea aceasta vreau să ne ridicăm. Vreau să ne ridicăm și să căutăm.